Protest cu tehnică agricolă la intrarea în orașul Căușeni. Zeci de fermieri au venit astăzi cu tractoare și au blocat traseul național. Oamenii spun că au înregistrat pierderi uriașe din cauza secetei și a grindinei și sunt nemulțumiți că autoritățile întârzie cu ajutoarele. La noi e catastrofă. La noi e catastrofă, adică noi simplu nu știm ce să, cum să închidem anul ăsta și cum am să mergem mai departe. Greu e 85-90%, pierderile, grupa a doua, dacă vorbim de porumb, e 100%. Floarea soarelui poate, zicem așa, un 20-30%. Anul ăsta de îngrășămintele introduse la fiecare hectar și ăsta noi avem pierdere în jurul de 7.000 de lei la fiecare hectar. Dar vine ziua de mâine unde noi trebuie să rambursăm ce ești am luat, să achităm motorina luat, să achităm îngrășămintele și mai avem credite de la bănci. Am ieșit la un protest pașnic pentru a atrage atenția guvernanților noștri. Situația este foarte critică în agricultură la ziua de astăzi. Ne apasă creditele, ne apasă impozitele, nu avem personal cu cine lucra. Avem 20 de hectare de orzi și 8 hectare de legume. Seșta ne-a afectat și orzul, da, chiar dacă a fost acolo o toană, o toană jumate, grindina ne-a distrus-o și pisea. Avem pierderi 100%. Am alocat acele 100 de milioane de lei în fondul de subvenționare la rectificare. Astăzi cu colegii vom definitiva regulamentul de repartizare acestor bani pentru a ajuta în primul rând celor care au suferit cel mai mult în urma secetei. De exemplu, am discutat cum vom aloca și bani suplimentari în afară de aceste 100 de milioane.